Tuturor, bine v-am regăsit la un nou clip. Știu că n-am mai filmat de mult pe acest canal și dacă se aud voci, vă rog să nu vă speriați, dar tatăl meu vrea să asculte, să vadă un film și nu știe cum să bage parola pentru că nu este laptopul nostru, este al verișorului meu și mereu mă chem pe mine ori o sună pe sora mea pentru că chiar nu știu. Înainte de asta, vreau să vă spun, fetelor, la mulți ani, chiar dacă nu este 8 martie, totuși, la mulți ani, pentru că am primit mărțișoare și o să fac colecția mea de mărțișoare, adică nu chiar colecția, dar ce am primit eu de 1 martie. Ok, haideți să începem! Ok, pentru acest clip, vă voi arăta o farsă, deci o farsă super tare, care sper să nu se prindă, mama era să zic să se prindă, dar nu vreau să se prindă și pentru asta vom avea nevoie de niște papuci, adică papucii mamei, normal, sau depinde cine se încalță, tata sau mama. Și de bilețele pe care le-ați, nu chiar bilețele, fă și nu scrie nimic pe ele. Așa. Bilețele sunt pur și simplu niște chestii. Vin imediat pentru că m-a strigat tata. Mă scuzați, dar da, haideți să continuăm. Vom lua papucii, vom lua doar un papuc și voi lua bilețelele și le voi băga. Vreau să vă spun că cei care nu vor să copieze pe cineva, pur și simplu inventați farse, să le puneți multă sare în mâncare, să nu știu, să le puneți mult ulei în mâncare, nu știu. Fiți creativi. Vreau să strângem cât mai mulți abonați pe acest canal. Că vreau să fim măcar 30 de abonați, să nu mai fim așa molâi. Adică vă mulțumesc celor care s-au abonat. Adică și verișorul meu s-a abonat, m-a rugat de el să se aboneze, adică subscribe. Da, nu-mi place să zic subscribe, pentru că se aude bine, dar da, sunt gata. Cred că e gata. Și voi duce papucii în cameră. Ok, am aici încărcătorul, pentru că am rămas fără baterie. Un papuci, sticul și pornim. M-a dus papuci. Da? Da. Stai puțin. Ok, sper să meargă farsa. Ok, pa, prieteni. Sper să dați un like, să mă urmăriți pe muzicale, mă cheamă Ține Cristina 2008 și să-mi dați un follow acolo dacă nu vă deranjează și să vă abonați să facem cât mai mulți bani, da! Pa, prieteni!